своими глазами. Astăzi vom avea forumul tinerilor din Bălți. Este o activitate realizată de organizația noastră în cadrul campaniei naționale Caravana Tineretului, care se realizează în contextul sărbătorii recente care am avut, Ziua Tineretului, pe 12 august. Această caravană presupune realizarea mai multor activități regionale și se va finaliza cu Festivalul Tineretului, care va avea loc de 17 august în orașul Chișinău. Organizația noastră este responsabilă sau cumva partener al caravanei pe regiunea din Nord. Am realizat 3 forumuri, unul la Edeniț, unul la Fălești, astăzi suntem la Bălți. Tot astăzi, aici în fața teatrului, o să avem și o expoziție a organizațiilor, de fapt un târg al organizațiilor de tineret din Bălți. Scopul forumului de astăzi este, pe de o parte, să oferim tinerilor o platformă în care aceștia se poate interacționa și comunica cu autoritățile publice locale și centrale. O să avem un panel de discuții în acest sens. Ulterior, o să avem un panel în care tinerilor o să fie prezentate oportunități de implicare, pentru că în contextul apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană, tot mai multe oportunități de tineri apar. Și noi ne-am dorit ca tinerii din Bălți să valorifice aceste oportunități și să le utilizeze. Одним из приоритетов, может, самым главным приоритетом является вовлечение молодежи в развитие нашего города. Не может развиваться инфраструктура города без привлечения молодежи к этому развитию. Поэтому все, что касается развития молодежи, общения с молодежью, предоставления различных условий для того, чтобы вы могли развиваться именно здесь, в городе. Понятно, что 100% молодежи никогда не останется ни в каком городе, ни в Бельцах, ни в каком-либо другом. Но я бы хотел, чтобы этот процент был всегда выше 50, а то и больше 70. И это было бы очень хорошим заделом нам на будущее. Именно поэтому тогда, когда мы встречаемся с любыми инвесторами, с послами, либо с другими зарубежными гостями, мы всегда им говорим, пожалуйста, приходите сюда, потому что у нас много молодежи, я не хочу, чтобы молодежь уезжала из города. И хочу вам сказать, что у нас уже есть первые подвижки. Есть первые подвижки. Нас услышали. Она знает, что мы намного ближе к границе Евросоюза, чем Кишинев, например. И мы расположены достаточно интересно. Поэтому все то, что вы будете видеть и дальше, и то, что вы видите сегодня, что касается развития инфраструктуры города, вы должны знать. Оно не делается без молодых. Оно не делается без ваших рук, голов и вашего желания. Поэтому я буду всегда не просто содействовать, и не просто быть заинтересованным, а может быть даже буду одним из тех, кто будет идти вместе с вами там, где надо. Мой номер Даниэль Идейко. А мне потому, что я был invitat на Caravana Tineret. Плюс на это, мы очень хорошо знакомы с Border Keeper Studios, и у меня есть очень много друзей, и не могу сказать. Это фестиваль, де обычай, который означает, что мы в ларгу нашему, в котором мы очень открыты, мы очень коммуникабельны, и в котором мы чувствуем мега комфортабельно. Зима Тинерету есть, действительно, o zi foarte importantă pentru noi, atât și pentru adulți, cât și pentru tineri, de asemenea, deoarece aici poți chiar să-ți faci noi prieteni, poți chiar să, nu știu, să-ți copii chiar noi oportunități, de exemplu, chiar să îți apară și o motivație de a face ceva. Astăzi particip la Festivalul Tineretului din municipiul Bălți pentru a afla mai multe oportunități unde poți să implici tinerii din această regiune. Pentru mine personal, atât cât și pentru tinerii din municipiul Bălți, consider că este foarte important acest eveniment pentru a afla noi posibilități de unde se implica și pentru a-și dezvolta anumite abilități pentru a obține un viitor mai bun pentru ei acasă. Acest eveniment este important pentru tineri pentru a-și înțelege rolul lor în societate și cumva pentru a deveni un pic mai perseverenți, de a se implica în viitorul, în propriul lor viitor. Fiul tânăr în ziua de astăzi este
un pic ca un fel de challenge. Sunt foarte multe programe, proiecte, de voluntariat, de lucru. Avem foarte multe oportunități și sunt chiar fericit că autoritățile lucrează, depun foarte mult efort pentru a ne oferi cât mai multe oportunități și cel mai important, oportunitatea de a ne crea propriul nostru viitor. Numesc Romanova Carolina. A fi tânăr este foarte interesant, este bine, este uneori poate cu niște greutăți, dar ne învățăm să ne maturizăm, să fim noi înșine și să ne dezvoltăm împreună toți. Vadim Smântână, director adjunctul Agenției Națională pentru Tineret. Evenimentul de la Bălți face parte integrantă dintr-un șir de evenimente dedicate Zilei Internaționale a Tineretului, prin care încercăm să mobilizăm sectorul de tineret din diferite zone ale Republicii Moldova. Luni am început la Cambur, care este capitala tineretului și continuăm pe parcursul acestei săptămâni. Recent, această caravană și festivalul tineretului a fost la Edineț, Tălești, de acum am ajuns la Bălți. Scopul acesta este să promovăm și să conectăm lucrătorii de tineret, sectorul de tineret pe ansamblu, prin centrele de tineret, lucrătorii de tineret, funcționarii de tineret, organizațiile de tineret, tinerii pe ansamblu, politicile de tineret și să conectăm pentru a beneficia de experiențe și bune practici. Despre politicile Agenției Naționale de Tineret, prin prisma strategiei naționale a tineretului promovată de Guvernul Republicii Moldova și respectiv despre beneficiile care pot să fie pentru toți tinerii din țară, însă și în cazul dat celor din Bălți, și respectiv cum se pot ei afirma, cum se pot conecta la aceste politici, astfel încât să beneficieze la maxim de programele și serviciile acordate de către Agenția Națională de Tineret.